povestesc despre doi oameni pe care i-am cunoscut în închisoarea din El Dorado, atunci când mergeam și făceam lucrarea misionară acolo. Vreau să vă vorbesc întâi despre un deținut, în viața căruia am putut să văd foarte clar puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Și am înțeles atunci că Scriptura, Cuvântul, are putere să dea viață, pur și simplu. Nu este, Cuvântul lui Dumnezeu nu este, a rămas cumva doar atunci când a spus să fie pământul, să fie vegetație, să fie pești, să fie, a creat și apoi noi ne bucurăm de această lume și atât. Nu. În această Scriptură există putere de a crea viață din nou în inimile noastre. Acest deținut era un om cam de aproape 2 metri, cu o față înfiorătoare. Nu am mai văzut niciun om care să arate atât de animalizat, ca să folosesc așa un cuvânt. Ochii lui erau ca a unei fiare. Chiar și dinții, probabil, erau deformați de loviturile pe care le primise, erau cumva ieșiți în afară. Mai ales că era și foarte înalt și foarte mare. Trupul lui avea foarte multe cicatrici, tăieturi de cuțit și la un moment dat ne-a și arătat locurile unde fuseseră gloanțele. Avusese 18 gloanțe în corpul lui. Fața, tot, era complet tăiat și plin de cicatrici. Era un om foarte rău, pentru că toți deținuții care erau împreună cu el spuneau despre el că era foarte rău, era foarte violent. Iar era acolo în pușcărie pentru că omorâse vreo 7 persoane. Participa și el din când în când la întâlnirile noastre religioase. Dar întotdeauna rămânea mai departe și se uita și asculta. Și noi tot îl invitam mereu și spuneam, hai, vino și tu, vino și tu. Dar el spunea, nu, asta nu e pentru mine. În schimb, la ultimele întâlniri, înaintea acestei întâmplări despre care vă povestesc, începuse să se apropie din ce în ce mai mult, până când într-o zi chiar s-a așezat cu noi și chiar în acea zi, noi făcuserăm niște bilețele cu un verset biblic și împăturite așa bilețelele acelea, le-am pus într-un mic coșuleț și înainte de a pleca, am trecut pe la fiecare deținut și i-am rugat să ia fiecare câte un bilețel, pentru că era acolo o făgăduință biblică pentru ei, un cuvânt de la Domnul pentru ei. Și așa au făcut. Fiecare și-au luat bilețelul, noi ne-am luat la revedere de la ei și am plecat. O săptămână mai târziu, când ne-am întors, el, acest deținut, nu mai era în zona liberă, pentru că în această închisoare unde mergeam erau două zone. O zonă, închisoarea este pe o insulă, deci e înconjurată de un râu și are un loc deschis unde deținuții și-au făcut ei și-au improvizat așa niște case, să spun, din cearșafuri, din cartoane, din ce au găsit și ei. Sunt cam în aer liber și se pot mișca pe această insulă și apoi e un loc de o închisoare de maximă securitate unde sunt închiși așa între ziduri și cu sârme înghimpate și sunt ținuții înăuntru. Și când ne-am dus, după o săptămână, el era dus la această închisoare, semn că se întâmplase ceva rău. Când erau luați din zona asta și duși acolo, înseamnă că făcuseră ceva rău. Și când am intrat, l-am văzut pe el undeva mai departe, îl puseseră să curețe iarba care crescuse printre acele sârme înghimpate. Și mi-a spus, vino că vreau să vorbesc ceva cu tine. Asta ar fi însemnat să mă îndepărtez puțin de grupul nostru și unde erau toți ceilalți și am simțit frică. Dar el mi-a spus, te rog, nu-ți fie frică, vino că vreau să vorbesc ceva, vreau să-ți povestesc ceva. Când m-am apropiat, l-am văzut, avea mâinile pline de sânge.
trăgea acele buruieni printre sârme, fără să clipească, că se tăia, că se zgria, deci curgea sângele din mâinile lui, fără nicio problemă. Și eu mă uitam la el și recunosc că nu mi-era deloc, nu era un sentiment deloc comod. Și el mi-a spus, uite, vreau să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat. Ne, tu știi că aici la noi se face din când în când o masă tehnică, o numesc ei. Adică vin avocații, judecătorii care se ocupă de cazurile lor și împreună cu cei din conducerea închisorii analizează comportamentul fiecărui deținut și în funcție de cum s-au purtat, ei determină dacă lasă pedeapsa cât au dat-o inițial sau o mai micșorează. Și pentru ca pedeapsa să se micșoreze, ei au nevoie de anumite mărturii. De exemplu, familiile lor să trimită o scrisoare prin care să spună că ei și-au modificat comportamentul, că s-a îmbunătățit, că sunt capabili să intre din nou în societate. Și el, când știa că se apropia acea masă tehnică, a trimis răspuns mamei lui ca să-i facă și lui o scrisoare și să-i spună că s-a schimbat, că s-a îmbunătățit și în felul acesta să îi se micșoreze și lui pedeapsa. Mama lui i-a trimis răspuns și i-a spus, poți să putrezești în închisoare, dar eu nu-ți voi da așa ceva. Și el mi-a spus, când am primit acest răspuns din partea mamei mele, am simțit o furie pe care nu pot să o descriu. Și mi-am jurat atunci că primul lucru care îl voi face în ziua când voi fi eliberat, voi merge să o omor pe mama mea. Și am început să alerg, să merg ca un leu turbat. Și am luat la bătaie pe câțiva deținuți, că de asta și mutaseră în închisoarea aceea. A fost jale în acea zi. Și când l-am mutat în acea cămăruță singur, l-au ținut cumva izolat de ceilalți, că era deja prea periculos, el, zice, mergeam ca un leu în cușcă în cămăruța mea și zice, la un moment dat am băgat mâna în buzunar și am găsit bilețelul ăla care l-am tras acolo de la întâlnirile care le-am avut data trecută. Și l-am luat și am deschis să văd ce scrie acolo. Și versetul care era acolo spunea așa, chiar dacă tatăl tău și mama ta te vor părăsi, eu nu te voi părăsi cu niciun chip. Un verset foarte frumos din cartea Psalmilor. Când am citit acest verset, mi-a spus el, a fost pentru prima oară în viața mea când am avut sentimentul că cineva se preocupă pentru mine și mă iubește. A fost pentru prima dată când am simțit că am o mică valoare. Crescuse într-o zonă din aceasta foarte săracă, plină de violență, nu, aproape că nu avea niciun sentiment uman. Era un om, o fiară. Și el a spus, atunci am simțit pentru prima dată că am valoare. Și am început să plâng ca un copil. Și m-am așezat pe genunchi, așa cum v-am văzut că făceați și voi la întâlnirile noastre, care le-ați făcut acolo, și am început să mă rog și să plâng înaintea lui Dumnezeu și i-am spus, Doamne, sunt un nimeni, sunt o epavă umană, sunt un om fără nicio valoare, sunt un criminal, am făcut faptele acestea abominabile, atât de nenorocite. Dar, Doamne, Tu mi-ai spus prin această făgăduință că Tu nu mă vei lăsa. Și chiar dacă mama mea mi-a trimis răspunsul acesta că nu vrea să mai audă de mine, și chiar dacă tată nu am, Tu îmi spui că Tu vrei să fii alături de mine. Și a predat viața lui Dumnezeu acolo și mi-a spus că în acel moment, pentru prima oară în viața lui, a simțit eliberare de ură. Și în locul acelei uri, Dumnezeu a pus o dorință de a o vedea pe mama lui și de a o îmbrățișa pe mama lui. A simțit iubire față de mama lui și mi-a spus, uite, sunt un om liber în momentul acesta. Și chiar și fața lui, acea față fioroasă, nu mai exprima
ceea ce exprima înainte. Avea pace. Aceasta este puterea cuvântului lui Dumnezeu. El a continuat apoi să meargă la întâlnirile noastre, până când noi am avut posibilitatea să mergem, a fost un moment în care nu am mai putut intra și nu știm ce s-a mai întâmplat ulterior cu el. Dar știm că pe parcursul tuturor întâlnirilor noastre participa cu multă bucurie. Apoi, un alt deținut, un băiat pe care îl chema Miguel Angel, ajunsese în pușcărie pentru că luase într-un moment al vieții lui hotărârea tristă de a transporta o valiză în pereții care erau droguri. Trebuia să o treacă dintr-o zonă a graniței, care nu era foarte bine păzită, să o treacă din Venezuela în Brazilia. Și avea, câștiga pentru acest mic, între ghilimele spus, gest, 25.000 de dolari. I s-a oferit această posibilitate, el nu era un băiat rău, nu se ocupa cu lucruri din acestea, dar își dorea foarte mult să plece în Spania, avea descendență spaniolă și a spus, n-am bani să-mi cumpăr, uite, dacă iau ăștia 25.000 de dolari, mă duc în Spania, îmi fac viața acolo și gata. Un raționament șubred, care nu i-a reușit. A fost prins la graniță cu Brazilia și a fost prins într-o formă foarte ciudată. Taxistul care l-a luat, un om necunoscut, l-a luat de la hotel și trebuia să-l treacă granița pentru că l-a văzut foarte nervos, el n-avea experiență, era foarte emoționat și a dat seama că ceva nu este în regulă și când a ajuns la punctul de control, cei de la punctul de control nu au controlat valizele, dar taxistul i-a zis polițistului, vă rog frumos să revizați foarte bine această valiză. Și chiar așa a și fost. I-au găsit drogurile și l-au arestat. Și băiatul acesta, din prima zi când am prezentat, când am început să vorbim despre Domnul cu ei, a fost prezent la întâlniri, la fiecare întâlnire și chiar am văzut în viața lui o transformare completă. Trăia, după cum ne spuneau și ceilalți deținuți, doar să studieze Biblia și să se roage. Și într-o dimineață s-au întâlnit cu toții la rugăciune, cei care participau la întâlniri făcuseră un grup și în fiecare dimineață și începeau ziua citind Biblia și rugându-se. S-au așezat cu toții în genunchi să se roage și toți și-au terminat rugăciunea, s-au ridicat, iar el continua să stea în genunchi și să se roage. Nu l-au deranjat, l-au lăsat, dar minutele s-au scurs, a trecut o oră și el tot rămăsese acolo în aceeași poziție. La un moment dat, unul dintre ei a spus, ceva nu este în regulă cu el, ia să vedem. Și când s-au dus și l-au atins, el a căzut pe o parte și au constatat că murise rugându-se. Făcuse un infarct, un băiat de 32 de ani și a rămas acolo în neființă. Tristețea noastră a fost foarte mare, dar în același timp m-am întrebat ce bucurie, ce privilegiu mai mare poate fi pentru un om ca să moară pe genunchi. Cred că este moartea cea mai sublimă, extraordinară, să mori rugându-te. Și apoi când vei deschide ochii, să-ți aduci aminte că ultima dată erai cum? În genunchi. Și te închinai lui Dumnezeu. Asta face Evanghelia din noi. Schimbă viețile noastre, transformă. Și atunci când o dăm și celor din jurul nostru, face diferența dintre viață și moarte. Domnul să ne ajute să fim niște predicatori ai acestui cuvânt minunat. Amin. Două relatări minunate ale efectului întâlnirii dintre Iisus și omul păcătos. Cred că este foarte potrivit imnul 232.